seara și mulțumesc, Paula, pentru că ai acceptat invitația să-ți spun câteva întrebări după acest concert minunat pe care l-ai susținut la Stuttgart. Este prima dată când vii aici? Nu, am mai fost cu mulți ani în urmă. Nu mă întrebați unde, că nu mai știu. Dar este a doua oară, dacă nu mă înșel. Este prima oară când am simțit această așa frumoasă energie și iubire din partea publicului. Te rog să spun, Mihaela. Bine, Mihaela. Mă bucur să te cunosc și mă bucur că am ocazia să stau de vorbă cu o artistă care a știut dintotdeauna să îmbine muzica cu poezia. Cum ai ajuns la a descoperi pe Nikita Stănescu, pentru că ai încheiat această frumoasă seară cu una dintre poeziile lui? În urma cu mulți ani, Dumnezeu mi-a arătat calea, de fapt, pentru că eu urmăream destul de interesată ce se întâmplă pe canalul MTV Live și acolo era un curent foarte interesant de spectacole interpretate amplat. Și pentru că atunci lucram cu Fundația Culturală Felix, i-am spus această dorința mea de a face un astfel de proiect doamnei Dana Cristescu și ea, cea care a fost cu ideea ca eu să mă adresez domnului Palifantis pentru acest proiect pe care mi-l doream. Am primit din partea domnului Palifantis câteva cântece pe care le-am ascultat și primul cântec ce m-a făcut să vibrez până la cer și înapoi a fost Ploaia în luna lui Marte, motiv pentru care am înregistrat primul cântec ca un fel de probă, să vadă domnului Palifantis dacă eram compatibilă cu ceea ce scria domnia sa. Se pare că a fost, pentru că după două luni, acest cântec era cântat în toată România, de toată lumea, și chiar dacă acest cântec avea peste șase minute și avea toate trăsăturile ce nu și le doreau radiourile din România atunci, solo de chitară, piesă lentă, dar piesa a devenit un hit imens în perioada respectivă și îi mulțumesc că sunt recunoscătoare atât lui Nicu Alifantis cât și doamnei Dana Cristescu pentru că a făcut ca eu să ajung în fața publicului în felul acesta. Dar tu nu compui doar muzică. Nu, adică scriu și versuri, e adevărat. Scriu și versuri, da. Și scriu poezie, adică este, încerc, da. Chiar este o combinație reușită, pentru că dacă stau să mă gândesc, nu, sincer, nu întâlnesc la mulți artiști această compatibilitate dintre muzică și poezie. Și poezie. Și chiar am aici selectate niște versuri. Te aștept în cerul cel din tâi să nu mă uiți, să nu spui nimănui că pot să zbor mai sus unde tristețea n-a ajuns. Și voiam să te întreb, care este cerul cel din tâi? Pentru că tot mi-ai povestit că te-ai întors de la Ierusalim. În devenirea noastră spirituală trecem prin mai multe ceruri. Și după ce, de fapt, toate aceste locuri pe care noi le dorim ca spirit, ca suflet, sunt deasupra noastră și prin experiențele pe care le trecem pe pământ, ne reușim să vibrăm cu diverse locuri din cerurile ce ne sunt deasupra și spre care noi privim cu atâta iubire și cu atâta dorință. Într-adevăr, foarte frumos ai înțeles ce am vrut să spun. Eu sper din toată inima ca versurile pe care le scriu și care au, dincolo de înțelesul imediat pe care omul poate să-l perceapă, să înțeleagă și alte lucruri pe care am vrut să le spun cu ele. De exemplu, cântecul Acasă, pe care l-am cântat, are, dincolo de
înțelesul imediat pe care îl percep oricine de acasă, de loc unde ne simțim cu toții bine și unde simțim că suntem în locușorul nostru creat de noi sau unde ne-am născut, nu știu, pe care îl simțim noi ca locul nostru, mai e vorba și de întoarcerea acasă la Dumnezeu. Exact, da. Ai spus asta de multe ori în interviurile tale, că de fapt este un dublu înțeles și așa este, pentru că ne întoarcem de fapt de acolo de unde am De fost creați. am fost creați de unde a Da. plecat. Și de unde, iată, tristețea n-a N-a ajuns. ajuns. Foarte, foarte frumos. Versurile acestea fac parte din albumul Ochii Tăi. Cred că albumul, așa cum l-am perceput eu, este... Eu așa l-am perceput. Tu Te să-mi rog, spui te rog, te rog. dacă n-a fost așa. A fost ca o punte între ceea ce ai scris înainte și ceea ce a venit după. Așa e, da. Ce ai scris înainte s-a referit... Deci am început cu De dragoste, cu volumul De dragoste, și acum în Pe care nu 1991, l-am scris eu, de dragoste, da. știu, sunt poeziile Diverse multe, poezii ale da, multor autori, da. autori, Poi. și te-ai reîntors în 2019 cu un alt volum, iarăși de data aceasta nu compus de tine, Traian Dors, poetul Traian Dors. Versurile au fost scrise de Traian Dors, muzica am scris-o eu pentru toate Exact, cântecele. și orchestrația, Da, dacă nu mă da. înșel, da. Muzica și orchestrația am simțit nevoia să dau, nu știu, acestor versuri, să dau vibrația de care aveau nevoie pentru a le simți cât mai profund și cât mai puternic, pentru că versurile sau rugăciunea aia primește o foarte mare putere în momentul în care este pusă pe muzică. Muzica este o în sine, este o rugăciune prin vibrația pe care o transmite. În biserică, de exemplu, atunci când lași oamenii să se roage, ei se roagă pe muzica cântată de diacon sau de cei care cântă cântecele respective, pricesmele respective. Și am vrut, pentru că aceste cântece, aceste versuri nu aveau, de fapt, linie melodică, am vrut să le ofer eu și să le ofer o orchestrație care să fie cât mai apropiată de ce simțeam eu în momentul în care am citit aceste versuri. Și spre lumina lumii, din punctul meu de vedere, este un album de înălțare, Da. de elevare spirituală și de trăire intensă și ușoară, de altfel, a lucrurilor care ne preocupă. Foarte rar mă ascult eu pe mine însă, dar acest album, de multe ori, de exemplu, când călătoresc în diverse locuri, mi-l pun în avion și îmi dă o stare, exact acea stare, îi mulțumesc lui Dumnezeu că este exact starea aceea pe care o căutam în momentul în care l-am scris. Aia s-a obținut și sunt convinsă că acest album are un rost, ca fiecare de altfel, are un rost aparte și sper din toată inima să-și atingă rostul. Cred. Deci vrei să spui că muzica potențiază întotdeauna Da, versurile? absolut, absolut, cu mare forță. Și cum simți tu muzica actuală? Mai Sincer potențiază? să fiu, nu ascult muzica radiourilor comerciale, pentru că nu este locul unde vreau să merg acum. Poate dacă aș fi avut, nu știu, 17 ani, poate că aș mai fi ascultat, dar în momentul acesta am cu totul și cu totul alte nevoi și aceste nevoi sunt, nu știu, sunt întregite în momentul în care ascult muzică clasică sau un pic altfel nu mă ajută ritmul, beat-ul sau lucrurile care se poartă foarte tare ziua de azi. Da, pentru că asta vreau să spun. În prima parte a evoluției tale ai fost mai mult îndreptată spre dragostea asta telurică, să spun așa. Și apoi cu ochii tăi, ascultând acest album și de unde am și recitat versurile tale, acolo deja te îndrepți spre o altă Așa e. traiectorie. Așa este, da. Și acolo, într-adevăr, omul, Paula Selin, se îmbină armonios cu artist. Deci, Mulțumesc. calea ta strig.
spirituală, să spun așa, s-a întâlnit foarte bine cu percepția artistică. De asta foarte puțin cred că am găsești. Uite, de exemplu, vine în minte Leonard Cohen, care și el citeam despre el tot aceleași, sau în interviurile pe care le-am văzut, tot aceleași stări, care nu trimit și versuri, care nu trimit doar la imediat, ci la o altă... Da, îmi place să spun că în ultima perioadă ne îndreptăm atenția într-un procent mai mare pe verticală decât pe orizontală, cum ar veni. Dar lumea aceasta virtuală cum o percepi ca artist? Ca o necesitate de a ține legătura cu cei ce își doresc să te asculte. Nu știu dacă n-aș fi artist și n-aș cânta, nu știu dacă neapărat aș avea cont de Facebook și așa mai departe sau de Instagram, pentru că din punctul meu de vedere realitatea și felul în care simți, nu știu, natura, oamenii, lucrurile din jur sunt incomparabile cu ceea ce se întâmplă în mediul virtual. Dar mediul virtual este o binecuvântare, dacă vrei, în momentul în care este legătura cu oameni care sunt în alte părți ale globului și care pot să iei legătura să le spui ceea ce faci. Așa că e un lucru... Depinde cum ți-l alegi. E foarte important să-ți alegi, nu să îți dedici timpul petrecând ore și zile și ani cu lucruri ce s-ar putea să nu te reprezinte atât de mult. Sau făcând niște lucruri care să îți ajute mesajul pe care îl transmiți. Adică nu pot să stau toată ziua pe Facebook cum fac alții, dar stau atât cât cred că e necesar pentru a putea să-mi transmit cântecele mai departe sau să intru în legătură cu tine, de exemplu, sau cu cei care ne privesc. Vreau să închei tot cu niște versuri de ale tale. Eu mă învăț cu ploi, nu cer piatra lunii din cer. Eu mă îmbăt cu timp uneori, ca un fluviu mins cu flori. Eu râd și plâng, să uit câte ziduri mă strâng, simt că voi plăti mai târziu tot ce uit și tot ce știu. Aceste versuri îi aparțin doamnei Roxana Popescu. Nu mi-aparțin. Nu ți-aparțin. Este un cântec scris... Da, este un cântec scris de George Nații. Pentru mine și versurile aparțin regretatei. Roxana Popescu, o mare, mare scriitoare de versuri, poetă. Ce regretul mare a fost că n-am reușit să colaborăm, să luptăm mai mult, pentru că ea avea darul ăsta de a te simți, de a ști. Ea, înainte să îmi scrie aceste versuri, a spus, nu știu, trebuie să o cunosc înainte. Mm-hmm. Am cunoscut, am povestit și a scris versurile acestea, care mă reprezintă, parcă ar fi scrise de mine. Ea simțea mai mult decât lumea fizică, simțea ceva plus și îmi pare rău că a plecat prea repede. Și crezi că așa este? Plătim pentru tot ce uităm? Da, absolut. Dacă am fi atât de curați și de albi și de puternici încât să înțelegem menirea noastră pe lume și că tot ceea ce e tot ceea ce ni se dă cu un scop, atunci am putea să înțelegem ce să primim mult mai senin greutățile ce ni se dau. Adică ceea ce plătim și ceea ce uităm și ceea ce știm. Dar mulți dintre noi ne pusăm pe efectul lucrurilor din jurul nostru asupra noastră și nu vedem efectul mai mare al lucrurilor. Și până la urmă această mărturisire a Roxanei Popescu are legătură cu slăbiciunile noastre. Da. În urmă, cu uitarea care este cu, da, care este
firească, dacă până la urmă, până într-un anumit punct. Probabil să uităm oamenii de care ne-am atașat cândva, poate nu, dar... Experiențele... Noi, de-a lungul vieții, primim foarte multe lecții. Și în momentul în care le primim, luăm decizii, gata, mi-am luat lecția, știu ce am de făcut. Și după aceea, timpul trece și iar ne e bine și uităm lecția anterioară. Da. Știm anumit... Cu asta are legătură, eu așa am perceput și cred că asta am vrut să spun. Ai observat că... Sigur, ai observat că anumite simboluri te urmăresc. Da. Ploaia. Da. Timpul. Da. Îngerii. Da. Bine, pe îngerii chem eu de multe ori. Ploaia și timpul probabil că sunt lucruri ce au un mesaj de spus în existența mea. De-ai fi cu îngeri? Textul acesta... îmi aparține și este un text pe care l-am scris tot sufletul meu. Mi-e greu să explic un text al meu. Pot să explic un text scris de altcineva, felul în care l-am perceput eu, dar textul meu sper din toată inima că fiecare și-l înțelege așa cum simte și cum crede, pentru că atunci când scriu un text greu, îl scriu pe mai multe nivele. Da. Și fiecare dintre noi trebuie să-și înțeleagă lecția lui. Așa că nu vă spun tot despre el. Citiți-l și cu siguranță că își va transmite exact mesajul pe care trebuie să-l transmite în sufletul vostru. Mulțumesc, Fatima. Cu drag. Și îți doresc călătorie bună spre lumele luminii. Doamne, și te mulțumesc ce frumos. Mulțumesc și ție la fel. Mulțumesc și să ne întâlnim poate pe cărările acestea de poezii. Da, mă ajută. Mulțumesc.